Bun este Dumnezeu cu toți cei ce-L cheamă dintr-o inimă curată. Amin. Și jurul celor ce se tem de Dumnezeu, tăbăresc îngerii lui Dumnezeu. Mă bucur din nou să fiu cu voi la închinare, mă bucur din nou să fim în prezența lui Dumnezeu. Ceea ce aveți cuvântul lui Dumnezeu cu voi, deschideți împreună cu mine la două pasaje. O să citim câteva versete din Evanghelia după Luca, din capitolul 10, versetul 38 și 39, chiar și 40. Și apoi vom citi un singur verset din Matei, capitolul 21, versetul 17. Am ales să citesc întâi din Luca și apoi din Matei, ca să avem o ordine cronologică a evenimentelor. Luca 10 cu 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Amin. Dăm câteva pagini în urmă. Ajungem în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Citim un singur verset, versetul 17. Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. S-a pus o întrebare în ceruri: cine se duce să mântuiască pe oameni? Și ca cineva să răspundă din ceruri la această întrebare, au îndrăznit să facă contabilitatea. Haideți să vedem ce ar trebui să facă cel care coboară acolo. Și au început îngerii să spună așa: păi ce se întâmplă cu cel care merge din ceruri? Păi va renunța la înfățișarea cerească. Nu-i mare lucru. Va renunța de haina care o deține, de poziția care o are și va deveni un oarecare. Nici asta nu e o problemă. Apoi au tot întrebat și au analizat: vei trăi și nu vei avea casă. Nici asta nu e o problemă. Nu vei avea măcar o pernă unde să-ți pui capul. Nici asta nu e o problemă. Și au tot analizat ce se întâmplă cu persoana care coboară din cer să mântuiască pe om. Până când au ajuns în ultima săptămână. Știți, au luat-o de la naștere, te vei naște în afara cetății, vei fi prigonit, nici asta nu e o problemă. Nu vei fi primit de nimeni, nu vei avea casa ta, nu vei avea posibilități, vei fi urât, vei fi dat afară, până și frații tăi vor renunța la tine și... Bă, nici asta nu e o problemă până la urmă. Au ajuns în ultima săptămână, săptămâna patimilor. Și atunci au început să analizeze cu alți ochi. Vei intra în Ierusalim. Persoana care va coborâ din cer, călare pe mânzul unei măgărițe. Wow, în sfârșit biruință. Te vor aclama. Îți vor bate din palme și îți vor aduce o sanale. Dar după câteva zile vor renunța la tine. Te vor pune pe cruce, te vor da în mâinile păcătoșilor, te vor pune pe o cruce, te vor bate cu nuiele, vei rămâne singur, te vor străpunge cu o suliță, îți vor da oțet ca să-ți prelungească durerea, să nu mori și într-un final vei muri pe cruce. Și atunci îngerii au spus: până la ultima săptămână totul e frumos. Dar ultima săptămână i-a amuțit pe toți timp de jumătate de ceas. Și au început să analizeze: eu, Mihail, suport totul.
dar ultima săptămână e cumplită. Eu nu mă duc. S-a analizat Gavril, un înger al veștilor bune. Pot să duc vestea bună a Evangheliei, pot să... Dar ultima săptămână nu mă încântă. După ce au contabilizat toată suferința, după ce au realizat tot ce trebuie făcut de către persoana care coboară din cer pe pământ printre noi oamenii, și după ce au tăcut o jumătate de ceas, în fața mulțimii apare Iisus, Fiul Dumnezeului, Dumnezeu din Dumnezeu, singurul născut din Tatăl, și spune: Tată, mă duc să fac voia ta. Și întreg cerul amuțește, întreg cerul intră într-o stare de fericire, de bucurie, de uimire. Cum? Există totuși cineva care poate suporta ultima săptămână? Da, e Fiul lui Dumnezeu. Ei, oamenii lui Dumnezeu, despre această ultimă săptămână vreau să vorbesc despre sentimentele trădării pe care Iisus Hristos le știa dinainte să vină pe pământ. Știa că va fi trădat, că va fi dat afară, că va fi crucificat, și pentru el toate acestea nu erau o problemă. Am o întrebare. Totuși el ce căuta în ultima săptămână? El a căutat să mântuiască oamenii, și în această seară văd o seară cu o intensitate, cu o greutate spirituală peste biserică, și am vrea să înțelegem ce căuta Hristos în ultima săptămână. În săptămâna cea mai grea, oamenii lui Dumnezeu, Iisus, vreau să vă spun că în cea mai grea săptămână, în timpul cel mai greu pentru el, el căuta o casă unde să se refugieze. El n-avea nevoie de înger, deși a venit aproape târziu la Ghețismani. El n-avea nevoie de Petru, dormea și el, nici de Ioan care stătea pe pieptul lui și el dormea, nici de Iacov, marele zelot și gherilă, nici de puterea lui Iacov nu era nevoie. El totuși avea nevoie de ceva extraordinar în ultima săptămână. Ce avea el nevoie? Avea nevoie de o casă unde să se refugieze. Titlul mesajului din această seară este Casa Refugiului Mesianic. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, toți avem un loc unde ne refugiem. Toți avem un loc unde mergem și rămânem singuri, să nu ne vadă nimeni. Toți avem un loc unde ajungem pentru simplu fapt că ne simțim bine. N-avem nevoie de mâncare, n-avem nevoie de bani, n-avem nevoie de absolut nimic. Ajungem acolo pentru că pur și simplu ne simțim bine. Aveți prieteni la care mergeți fără să aveți nevoie de ceva, doar pentru faptul că vă simțiți bine? Ei, vreau să vă spun că Iisus Hristos avea și el o casă unde se retrăgea de fiecare dată, mai ales mai cu seamă în ultima săptămână, în locul unde el se simțea bine. Nu trebuie să răspundeți la următoarea întrebare, dar vreau să meditați bine la ea. Casa dumneavoastră este un loc unde Iisus se simte bine? Când iureșul acestei lumi îi provoacă scârbă, se poate refugia în casa ta? Vedem că textul îl prezintă pe Iisus Hristos intrând călare pe mânzul unei măgărițe și făcând două lucruri extraordinare, primând închinarea oamenilor, lauda din gura pruncilor, reducând la tăcere pe cei care criticau că el primește lauda din gura pruncilor, și ascultați ce se întâmplă, face curățenie în templu. Și la finalul acestei lucrări, la finalul de zi, spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 21, versetul 17. Și lăsându-i, a ieșit din cetate. Știți din ce cetate a ieșit? Știți în ce cetate intrase? Marele Ierusalim. Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu. Unde exista templul, locuința lui Dumnezeu.
unde evreii se dădeau mari, capitala religioasă a întregii lumi, locul care reprezenta dumnezeirea, divinitatea pe pământ, locul în care Dumnezeu a ales să spună în 2 Cronici 7:14-16, templul acesta este locul în care îmi las inima și ochii. Aici locuiesc eu. Și orice străin care va veni în locul acesta mă va găsi aici, nu va pleca cum va veni. Iisus a mers în locul acela despre care se spunea că e locuința lui Dumnezeu, e casa lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu, el nu se mai simțea bine. Știți de la Odiseea, de biserica care îl ținea afară la ușă, biserica lui? Și astăzi mai am o întrebare. Iisus, în bisericile noastre, se simte bine? E tratat corespunzător? Haideți să vedem în această seară, totuși, ce l-a atras pe Iisus Hristos spre Betania. Unii cercetători spun că Betania era situată la vreo 3 km departare de Ierusalim. Dar nu erau locuri în Ierusalim, nu erau oameni în Ierusalim care l-au lăudat, care i s-au închinat, care i-au apreciat abordarea, care i-au apreciat îndrăzneala de a dărâma lucrurile vânzătorilor din templu. Oamenii lui Dumnezeu, dar nu era Ierusalimul mare. Se spune că în timpul sărbătorilor Ierusalimul putea găzdui peste 500.000 de oameni străini. Se spune că în ziua cincizecimii, peste foarte puține zile, peste aproximativ 50 de zile, acolo erau găzduite aproape 17 popoare străine. Peste 500.000. Ei, Fiul lui Dumnezeu nu avea loc în casa lui Dumnezeu. Se spune că templul era făcut în așa fel încât avea cămăruțe de jur împrejur. Pentru preoți, pentru slujitori, pentru leviți. Iisus n-avea nicio cameră măcar pe acolo să stea în Ierusalim. Oamenii lui Dumnezeu, exista destule încăpieri în care putea Iisus să stea în Ierusalim. Însă Iisus nu stă într-un loc gol, frumos, în care El nu se simte bine. Haideți să vedem ce îl atrage pe Iisus Hristos la vreo 3 km în fiecare seară. Timp de 4 zile a făcut Iisus asta. Dimineața predica, pleca din Betania și seara se întorcea, făcea naveta pe jos timp de 4 zile. Ce l-a atrăgea atât de mult pe Iisus acolo? În primul rând, acolo l-a atras Marta. Versetul 41. Iisus, aceasta este prima întâlnire, prima întâmplare, când Iisus ajunge în Betania și o femeie pe nume de Marta îl cheamă pe Iisus în casa ei și îl primește în casa ei. Marta este prima imagine a casei din Betania care îi oferă lui Iisus Hristos posibilitatea de a se simți bine. Cei mai mulți o criticăm pe Marta și vedem în Marta o firească, vedem în Marta o persoană care iubește multă pregătirea, care iubește bucătăria, care iubește servitul. Marta, noi am comparat-o cu Maria și am subclasat-o pe Marta, sub Maria. Însă vreau să vă spun că nu Maria l-a adus pe Iisus în casă, ci Marta l-a adus pe Iisus în casă. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, ce l-atrage pe Iisus în casa noastră este imaginea Mariei, Martei, anume imaginea slujirii. Marta este imaginea slujirii. Asta l-a făcut pe Iisus să iasă din Ierusalim, din marea cetate, din haosul și din iureșul lumii acestea și să meargă într-o casă fără prea mare însemnătate. Ascultați, casa celor trei era o casă a celor fără părinți, o casă a celor părăsiți, o casă a orfanilor, o casă a celor despre care Biblia nu spune că au mai fi avut părinți. Plângea atât de mult Marta și Maria când a murit Lazar și au mers înaintea Domnului Iisus Hristos așa într-un mod critic. Dacă ai fi fost tu aici, fratele meu n-ar fi murit. De ce plângeau atât de îndurerate? Pentru că niște femei pe vremea aceea, fără autoritatea de bărbat în casă, n-aveau însemnătate. Înseamnă că n-aveau tată, că n-aveau mamă. Casa celor trei părăsiți. Casa celor trei neînsemnați. Nu trebuie să fii cel mai însemnat om. Nu trebuie să fii nu știu cine. Nu trebuie să faci nu știu ce lucruri ca să-L atragi pe Iisus în casa ta și să-L faci să se simtă bine. Vom vedea în această seară aceste trei imagini
Marta, Maria și Lazar. În primul rând, imaginea Martei este imaginea slujbei, imaginea slujirii, mă scuzați. Pentru că Marta este femeia care slujește fără să aștepte ceva în schimb. Iată ce-l mai atrage pe Iisus astăzi în casele noastre. Oamenii lui Dumnezeu, am o întrebare, știți care e diferența dintre slujire și slujbă? Nouă ni se par egale. Însă este o diferență de la cer la pământ. Marta este femeia care a slujit și ascultați ce spune Iisus despre ea. Nu spune ea despre sine, nu spune Maria, nu spune Lazar, Iisus îi spune astfel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru prea multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Acest cuvânt n-a fost o critică. A fost o observare pentru slujirea ei dedicată. Pentru slujirea ei intensivă, pentru slujirea ei cu pasiune. Marto, mai ușor, poți sluji, mai ușor. Iisus Hristos n-a criticat-o cum înțelegem noi acest pasaj. Iisus Hristos doar a făcut o observație ca noi astăzi să înțelegem că adevărata slujire față de Iisus Hristos se face cu multă intensitate. Fără să aștepți ceva în schimb. Dacă nu-i dai numele în biserică, nu mai pune bani. Dacă nu-l pui să predice, nu mai vine la biserică. Dacă nu-l bagi în cor, se duce la cealaltă. Marta nu era așa. Marta s-a dus la frigider și a spus ce avem azi. Nu știu, jambon, carne, de miel și ce mai avem. Ierburi amare, pâine, nu știu de câte zile. Tot pun înaintea Domnului Iisus Hristos. S-a așteptat ea la ceva în schimb? La nimic. Pentru că ea slujea lui Iisus Hristos fără să aștepte ceva în schimb. Oamenii lui Dumnezeu, știți de ce Iisus nu se mai simte bine astăzi în biserici ca lui? În casele noastre? Pentru că slujim cu interes. Pentru că slujim că vrem ceva în schimb. Pentru că slujim ca să ni se dea, ca să ni se ofere. Pentru că slujim de dragul a ceea ce putem primi. Unde e Marta de azi? Unde e Marta care ar trebui să se vadă noi în casele noastre? Iisus a fost fascinat de această femeie. Sau permiteți-mi, de această imagine a slujirii fără interes. Ce aștepți în urma slujirii tale? Marta este femeia care slujea fără să aibă slujbă. Despre ea nu se spune că era diaconiță. Fivida, iaba. A, mă faci și pe mine diacon. A, că nu, eu nu mă mai duc la biserică. Eu nu... Ascultă-mă. Cine slujește de dragul slujbei, Iisus nu se simte bine acolo. Iisus nu va fi în casa aia. Iisus nu va fi în biserica în care oamenii slujesc doar de dragul de a avea slujbe. Iisus caută locul în care să se simtă bine. Oamenii care slujesc fără să caute slujbe. M-auziți? De ce căutăm slujbe? De ce căutăm să impresionăm cu slujirea noastră așteptând merite? Așteptând răsplătiri? Așteptând... să spun? A dispărut Marta din biserică. Nu mai suntem primitori de oaspeți. Suntem prea ocupați. Femeile nu vor să mai spele vase. Unde e Marta din biserică? Unde e Marta din casa noastră? Vreau să vă spun că asta l-a dus pe Iisus acolo. Tu-l mai slujești? Mai ești Marta? Marta este imaginea care slujește cu toată puterea. Știți la ce m-am gândit? Marta vine în fața Domnului Iisus Hristos și îl critică, nu pentru faptul că nu mai avea ce să... Încearcă să-l critique, că nu face nimic, că nu rezolvă lucrurile, pentru că Marta pusese toată puterea și rămăsese ca Tesla, rămăsese fără energie, trebuia să se racordeze iarăși la acumulator. Și a mers la Domnul Iisus și a spus, Doamne, ție nu-ți pasă, uite, am rămas fără putere. Vreau să
fac și asta, și asta, și asta, și asta, Doamne, repede mă duc la sufragerie, repede la frigider, Doamne, mă duc repede la beciu, Doamne, ies afară, Doamne, aprind grătarul, pun carnea pe el, se aduc să mănânci, uite, Doamne, nu mai am nicio putere, sunt sufocată, nu am putere să mai fac asta. Ce, nu-ți pasă că asta stă jos? Sunt unii oameni care slujesc pe Dumnezeu cu toată puterea înainte. Și asta îl fascinează pe Iisus să meargă în casa lor. Și asta fascinează pe Iisus să intre acolo, să facă în fiecare seară 3 km, să meargă doar să doarmă fără să-i se facă ceva în schimb. Merge în Betania Iisus pentru că era fascinat de imaginea slujbei, cu toată slujirii, cu toată puterea. Știți ce a spus Iisus? Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cum? Noi toți îl iubim, însă nu știm cum. I s-a spus cu? Cu? Știți ce înseamnă toată puterea? Platon spune așa. Trupul, noi suntem compuși din trei părți. Duh, suflet și trup. Și Platon spune așa. Trupul este legat de eu. Sufletul e legat de lume. Iar Duhul sau Spiritul e legat de Dumnezeu. Ascultați ce spune Platon. Spiritul, Duhul și lucrurile spirituale trebuiesc cultivate, lucrate. În vreme ce lucrurile sufletești ale noastre, emoțiile noastre și poftele trupești trebuiesc refuzate. Știi ce înseamnă să slujești pe Domnul cu toată puterea? Să te dezbraci de eu. Să te dezbraci de orgoliu, să te dezbraci de toată forța ta lăuntrică, de toată forța ta biologică, de toată forța ta cognitivă, mentală, să te dezbraci de toate interesele tale personale și să te pui în slujba lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Să fii un om gol de tine. Să nu se mai vadă eul din trupul tău, să nu se mai vadă lumea din mintea ta, să se vadă doar Dumnezeu. Să se vadă doar Dumnezeu. Parcă erați o biserică penticostală, nu? Să se vadă doar Dumnezeu. Să se vadă Dumnezeu. Să-L slujești pe El cu toată puterea ta, să nu-ți mai pui puterea în alte lucruri. Dar noi ne consumăm puterea la muncă. Ne consumăm la fotbal. Ne consumăm la jocuri de noroc. Vă consumați unii la jocuri de noroc. Vă consumați puterea, banii și energia. Și când veniți la rugăciune, moțăiți. În biserică nu cântați, pe teren urlați de vă sar plămânii. În biserică nu cântați, pentru că nu mai aveți putere. Vreau să spun ceva. Marta și-a păstrat toată puterea pentru slujbă. Pentru slujire față de Iisus Hristos. Nu pentru lume. Tu pentru ce ai putere? Unde ți-o consumi? Pentru că ne-am învățat și ne-am înșelat oamenii lui Dumnezeu. Că-L putem aduce pe Iisus în casa noastră, așa, oricum. Apoi, Marta este imaginea a slujirii cu tot ce are. Slujire fără să cauți slujbă. Slujire cu toată puterea și slujire cu tot ce ai. Vom vedea mai târziu în următoarea imagine ce înseamnă să slujești cu tot ce ai. Noi nu dăm Domnului tot ce avem. Îți mai păstrezi un colț în minte, acolo, în inimă. Îți mai păstrezi ceva ascuns pe telefon. Îți mai păstrezi ceva ascuns în sufletul tău. Pentru că nu vrem să slujim pe Dumnezeu cu tot ce avem. Te întreb, ești tu Marta? Semeni cu Marta? Dacă semeni cu ea, vreau să spun o veste bună în această seară. Iisus va veni la tine și va lăsa Ierusalimul. Și va veni în casa ta. Și acolo se va simți bine. Dacă tu ești ca Marta. Apoi, Marta este imaginea slujirii. Următoarea imagine este Maria. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce Marta se ocupa cu slujirea, Maria și-a ales partea cea bună. Care o fi partea cea bună? Maria este imaginea închinării. Marta, vă rog să nu uitați, imaginea slujirii.
Maria este imaginea închinării. Ea a rămas acolo jos. Ea nu-și dorea nimic. Ea nu dorea să impresioneze cu slujirea ei. Ea nu dorea să arate că știe să pună, nu știu, carne în farfurie, farfuria pe masă. Ea nu dorea să impresioneze modul ei de aranjare, dibăcia ei. Ea pur și simplu a ieșit din sine însuși. A pierdut noțiunea propriei persoane și a rămas la închinare. Știți cine se închină? Cine se pierde pe sine în Dumnezeu, ăla se va închina. Maria vine la închinare și oamenii lui Dumnezeu, închinarea are cel puțin trei forme, spunea Peter Masters, conducătorul Tabernacle Church, biserica lui Spurgeon, din Londra. El o conduce astăzi. A scris o carte pe nume de Închinarea on Givech. Vă rog să o cumpărați. E splendidă. Spunea acest om al lui Dumnezeu că închinarea are trei părți. Lăuntrică, carismatică și didactică. Și haideți să o luăm pe părți. Maria este femeia care se închină lăuntric, stă acolo jos. Și închinarea lăuntrică are de-a face cu rugăciunea și cu cântarea. Ea stă acolo jos și stă, la timp de rugăciune se roagă, la timp de cântare cântă. Dacă intrai într-o casă a evreilor unde se afla Iisus, acolo găseai câteva lucruri esențiale vremii. Masă, mâncare bună, cântare, dans, rugăciune și la final predică. Aceasta se întâmpla în zilele acelea. Ei, vreau să vă spun că Maria este imaginea femeii, a persoanei care se închină lăuntric, rugăciune și cântare. Oamenii lui Dumnezeu, să ne punem inima pe altar înseamnă să cânți și să te rogi. N-am auzit niciun amin. Pentru că am pierdut noțiunea închinării. Asta e adevărul. Ne-am pierdut casele. Nu ne mai rugăm acasă. Ne întâlnim să glumim. Ne întâlnim să mâncăm. Ne întâlnim să bem cafea. Ne întâlnim să bârfim. Să facem orice altceva. Numai să ne rugăm? Nu. Aduceți-vă aminte când ați fost ultima dată doi prieteni împreună și a spus, hai să mergem la rugăciune. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, astăzi biserica lui Dumnezeu, a intrat în această stare de lipsă de închinare lăuntrică. Nu știm să ne rugăm. Nu cântăm. Partea lăuntrică a dispărut. Închinarea cu tot lăuntru nostru a dispărut din biserici. Biserici reci, uscate, oamenii nu se roagă, oamenii nu cântă, poți să le spui ce ai spune, oamenii nu sunt mișcați de nimic. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, astăzi, nu ne mai închinăm cu partea lăuntrică. Există o altă parte, partea carismatică. Și aceasta înseamnă dăruire și devotament. Dăruire cu banii, cu timpul și devotamentul dăruirii personale lui Dumnezeu. Maria, știți ce a făcut? Cei ce cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, ea este femeia care în ultima săptămână în casa lui Simon, penultimele seri, Iisus merge și în casa lui Simon, în Betania, și vine Maria, este Maria, sora Marte și a lui Lazar. Și vine Maria cu vasul de alabastru și îl sparge și toarnă tot mirul, tot parfumul pe Domnul Iisus Hristos. Și Simon spune, femeia asta păcătoasă a venit să se închine în modul ăsta, a făcut, Iuda spune, ea a făcut risipa asta. Iisus Hristos apără pe această femeie și spune așa, de ce îi faceți necaz acestei femei? Pentru că Iisus Hristos îi primește închinarea. Și vreau să spun această seară, Iisus primește închinarea ta financiară. Iisus primește banii tăi. Iisus primește darul tău. Iisus primește dedicarea ta. Iisus primește ce tu îi oferi.
În casa lui Simon, spune Iisus Hristos, Simone, eu am intrat la tine în casă și nu mi-ai dat sărutare. Simone, am intrat la tine în casă și nu mi-ai dat apă de spălat. Simone, am intrat la tine în casă și nu mi-ai făcut ungere cu un de lemn. Dar femeia asta, de când a intrat, a făcut ceva ce tu n-ai mai făcut, Simone. Mi-a uns capul, mi-a sărutat picioarele, le-a șters cu părul capului ei, pentru că Maria a înțeles un lucru, când te închini lui Dumnezeu lăuntric, e de neapărată trebuință să te închini și carismatic. Să te dăruiești lui Dumnezeu pe tine și banii tăi. Frate Vasile, să nu crezi că oamenii își dau viața dacă nu își dau banii pentru Dumnezeu. Să nu mai fim naivi. I-am crezut pe mulți căzând pe aici, pe jos, plecând cu banii lor în buzunar. Tânărul bogat a căzut jos în fața lui Iisus Hristos și a plecat cu banii în buzunar. Încearcă-i pe oameni, cere-le bani, pentru că închinarea are nevoie de bani. A venit Maria și revin, slujește-L pe Dumnezeu cu tot ce ai. Oamenii lui Dumnezeu, suma de 300 de lei nu era o sumă adunată pe un an. Ei erau evrei, trebuiau să mănânce, să plătească taxa de templu, îngrijirea. Această sumă de 300 de lei, cât costa parfumul, era o avere de 10 ani. Ei dădeau zeciuiala. Erau oamenii care practica, care mâncau bine, se îmbrăcau bine. Numai 30 de lei pe an puteau să păstreze. În 10 ani această femeie a făcut o avere de 300 de lei și spune Domnul Iisus Hristos, Doamne, tot ce am, îți dau ție, Doamne. Mâna sus, cine e gata să dea Domnului tot ce a strâns în 10 ani? Cât ai strâns în ultimii 10 ani? Cât ai strâns? E de-a lui? Niciodată. Oamenii lui Dumnezeu, Maria putea să dea un leu pe fiecare zi. Și Iisus nu-i spunea nimic. Maria putea să împarte de 10 ori, de 15 ori, de 20 de ori averea aceea. Însă Maria spune așa, ce rost are să-mi împart averea dându-i lui Dumnezeu cu puținul? Eu când sunt al lui Dumnezeu, tot ce am eu, e al lui Dumnezeu. Și dacă pot să fac ceva, e să munca mea de 10 ani, să o torn pe El. Muncă de 10 ani, să o torn pe El, da. Să miroase și în mormânt, să miroase după mormânt, să miroase demonilor, că eu m-am închinat lui Dumnezeu. Merg oamenii la templu și bagă să culețe pline cu bani și aveau o formă de spirală, de aramă, coleta, extraordinar, deștepți. Băgau sașii, sacul aluneca, nici nu făcea gălăgie, greutate. Vine o femeie și aruncă doi bani și parcă se aude acolo gongul din China. Pium, pium, pium. Și tot, gălăgie. N-are greutate, doi bănuți. Doi bănuți, lovind în arama aceea, făcea gălăgie în tot templu. Și toți s-au întors la ea. Să-ți fie rușine, dai doi bani la biserică. Iisus ia parte acestei femei spunând așa. Voi ați dat din prisos. Și Dumnezeu nu apreciază asta. I-a dat tot și nu mai are nimic. Știți ce apreciază Domnul? Nu cât dai, cât îți rămâne după ce dai. Unul are 100 de lei, să mă înțelege și mai bine, și le dă la biserică. Și unul primește 500 de milioane și dă 50 de milioane. Cine a dat mai mult? Contabilul, casierul, numără de 50 de ori, o foaie albastră, nu? Însă Dumnezeu nu numără așa. Pentru că ăluia i-a rămas 450 de milioane în mână și celuilalt nu i-a mai rămas? Cine a dat mai mult? Iisus nu apreciază cât dai, cât îți rămâne după ce dai. De când nu ne mai închinăm așa? A dispărut închinarea și îl căutăm pe Iisus în biserică, îl căutăm pe Iisus în unghierele caselor noastre, îl căutăm pe Iisus pe acolo, pe undeva, nu-l găsim nicăieri, pentru că noi nu ne mai închinăm. Știți ce l-a atras? Imaginea închinării. Acolo era o persoană
care se închina lăuntric, carismatic și apoi didactic. Știi ce înseamnă asta? Să asculți predica și să înveți cuvântul. Cei din Berea l-ascultau pe cine? Oamenii lui Dumnezeu. De el se atingeau basmale, șorțuri, zdrențe. Și zdrențele deveneau puterea lui Dumnezeu. Când se puneau peste bolnavi, se vindecau bolnavii. Și predica omul acesta, predica Pavel. Și cei din Berea spunea așa, oi fi tu Pavel? Dar noi ne ducem la cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem, ai dreptate ce spui? Spune Dumnezeu ce spui tu? E biblic ce predici tu? Iisus a dat un mandat ucenicilor și le spunea astfel, duceți-vă și vestiți Evanghelia, oricine crede și se botează va fi, dar nu-i de ajuns, ci învățați-i să păzească ce v-am poruncit eu. Am să vă spun nivelul mântuirii ca să-ți dai seama dacă ești mântuit sau nu. Există 4 etape. Roman capitolul 10 cu versetul 9. Biblia spune că mântuirea vine în urma auzirii cuvântului. Totul e legat de credință și de cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați acum, primul nivel de 25% e auzirea cuvântului. Câți am auzit cuvântul de-a lungul vieții noastre? Câți? Mâna sus, câți ați auzit cuvântul? 25%. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune următoarea etapă, Ioan 1:12, căci tuturor celor ce au primit. Despre cine e vorba capitolul 1? Despre cuvântul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și a locuit printre noi. Cine primește cuvântul, îl primește pe Iisus. Al doilea nivel, 50%. Mântuit de 50%. Pe jumătate. Ai auzit și ai primit cuvântul. Ascultați al treilea nivel, care de 75%, învățați-i să păzească ce v-am poruncit eu. Dacă mă iubește cineva și păzește cuvintele mele, eu și Tatăl meu vom veni și vom locui în el. Ei, oamenii lui Dumnezeu, până la învățarea cuvântului, până la păzirea cuvântului, Hristos nu spune că locuiește în tine. Mântuiți fără Dumnezeu în ei. Au auzit, au primit o formă de cuvânt, au căzut în genunchi, gata cu Biblia, gata cu închinarea didactică. Dar ce trebuie să învățăm noi Biblia? Când oamenii zboară pe lună, când oamenii caută să creeze o nouă cometă numită Eliseum, când oamenii zboară la viteza sunetului, când nebunul de Putin a făcut o rachetă de 9900 de kilometri pe oră, biserica nu știe să citească. Biserica nu știe scara biblică. Biserica nu știe pe apostoli. Biserica nu știe istoria bisericii și a mântuirii oamenii lui Dumnezeu. Pe jumătate mântuiți. N-am învățat cuvântul Domnului. Te întreb, ești mântuit complet? Există o ultimă latură de 100%. Spune Biblia, după ce ai auzit cuvântul, după ce l-ai primit, după ce l-ai învățat, du-te și spune-l altora. Și ești un om mântuit. Noi vrem din prima fază să mergem pe teren sau pe scenă. Am auzit o predică și vrem să o spunem și noi. Suntem cei mai tari, oameni al lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Maria? Cu aceasta închei. Îl lăsăm pe Lazar pe altă dată. Știți ce a făcut Maria? A stat jos și a învățat cuvântul de la cel mai mare profesor, de la cel mai mare învățător. Știți ce spuneau cei de pe drumul Emausului? Dar nu ne ardea noi inima. Când? Când? Spuneți voi următoarea frază, ei spuneau așa, dar nu ne ardea inima noi când? Când ne deschidea Scriptura, ta-i uscată, e plină de praf, e prin săltare, nu mai găsești, e pe nicăieri prin casă, unde e Hristos din casa ta? În sertar, după șifonier, în sertarele bucătăriei, pe unde e Hristos? Închei în această seară spunând așa. Se simte bine Iisus la tine?
când la tine în casă se ceartă, când tu îți bați soția și predici și cânți, când tu nu te înțelegi cu frații tăi, cum poți să fii așa de ipocrit să crezi că Iisus va merge la tine acasă? Mai bine pe stradă decât la tine. Mai bine în canalizare cu aurulacii care strigă la Dumnezeu din durerea lor decât în casa unui mândru care joacă teatru și care are mai multe fețe, ca un clown. Am ajuns atât de departe de Dumnezeu încât nu-i mai sesizăm lipsa. Încă nu-ți mai dai seama că Dumnezeu nu-i la tine în casă. Încă nu-ți mai dai seama că Dumnezeu lipsește de la masa ta. Că Dumnezeu lipsește din somnul tău. Că Dumnezeu lipsește din cuvântul tău. Că Dumnezeu lipsește din cuvintele soției tale. Îți bleastă-mă soția copiii, tu nu spui nimic. Înjur prin casă, bați prin casă. Unde-i Hristos? Se simte bine El la noi? De ce am crede că am fi la fel de valoroși ca cei din Betania? De ce am crede că l-am convinge pe Iisus să mai vină la noi? De ce am crede că ar lăsa Ierusalimul, că ar lăsa mulțimea să vină într-o casă săracă, fără nume, fără părinți, fără autoritate, fără slujbă, fără funcție, fără demnitate, fără bani, vai de viața lor! Și să meargă Iisus în casa lor. De ce? Pentru că au înțeles un lucru. Mai bine să se simtă Hristos bine la mine acasă decât să încerc să-mi creez confort și un mod de relaxare, înșelându-L pe Dumnezeu, lumea și pe mine însumi. Te întreb din nou, merge Iisus la tine acasă? Iisus este în adunare și fără să lovim în dumnezeirea Lui, a omniprezenței, prezența pretutindeni permanentă, Iisus vrea să intre la tine acasă. Să nu vă înșelați. Iisus intra la o biserică ca și stăpân, până când l-au lăsat la ușă. Să știți că e ușor să stea afară. El nu dă buzna. Vrei să-L ai în casa ta pe Iisus? Ce zici? Vrei să-L iei acasă astăzi? Care sunt lucrurile care trebuie să le repari? Care sunt lucrurile care trebuie să le schimbi? Care sunt lucrurile care îl fac pe El să nu se mai simte bine la tine acasă? Care sunt lucrurile care îl țin afară pe Iisus? Te gândești la ele? Prea mulți bani sub saltea, Lui nu-i dă pace. Îl întoarce și pe o parte și pe alta. Crede-mă că ți-ar fura Iisus banii să-i dea la fiii Lui care nu au, dar El nu e hoț. Prea mult confort îl pune pe El în disconfort. El nu se simte bine când ești confortabil. Prea multă odihnă. O, ce-mi vine să spun acum și la încheiere, nu trebuie să spun tot ce-mi vine. Hristos vrea să meargă la voi acasă. Vrei să-L primești și tu? Iisus a spus lui Zacheu, merg la tine acasă, Zacheu. Și el a tremurat de la dud până acasă. A făcut contabilizare. S-a gândit repede. Calculator. Știu ce trebuie să fac. Înainte să spună Iisus vreo vorbă, știu ce trebuie să fac. Cum a intrat Iisus în casă, Zacheu a spus, Doamne, știu ce trebuie să fac, să rămâi aici. Ce, Zacheu? Dau jumate din împărăția mea, banii care i-am luat, Doamne, dau jumate la săraci. Bravo. Și uite, Doamne, știu că știi și asta. Am luat cu nedreptate și dau împătrit înapoi. Am luat oaia care nu trebuia, banii care nu trebuiau. Am furat de acolo și de acolo și de acolo. Îi am supernă. Doamne, dau de 4 ori înapoi. Și după ce spune Zacheu asta, Iisus spune, astăzi a intrat mântuirea la tine în casă. Poate să intre Iisus la tine și mântuirea nu. Iisus pleacă cu tot cu mântuire. Vrei să intre și mântuirea? Rezolvă-ți lucrurile ca Iisus
să se simtă bine la tine acasă. Haide să ne ridicăm. Și vreau să ne rugăm în această seară, spunându-Lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu ca Marta și vreau să fiu ca Maria și ca Lazar, care a înviat pentru Tine, Doamne. Vreau să Te atrag la mine în casă. Ascultă-mă, dragă soră, dragă frate, cu nimic altceva nu-L poți atrage pe Iisus la tine acasă decât cu slujirea și cu închinarea. Iisus va fi acolo când tu vei avea nevoie. Chiar și când vine puțin mai târziu, El știe ce face. Lasă-L să vină. Mai bine să-L scoată din morți decât să-L ți-l vindece și să moară iarăși. Tot ar trebui să moară. Pe Lazar îl va învia Iisus când are plăcere de casa ta. Haideți să-L facem să se simtă bine la noi acasă. Doamne, Dumnezeul nostru.